Bună ziua tuturor! Numele meu este Simina Angelescu, sunt psihoterapeut și am azi o deosebită plăcere de a vă prezenta și a vă face o recomandare de carte. Și mă refer la Rătăciți în labirint, a doamnei Lavinia Bârlogeanu, o carte absolut impresionantă din punctul meu de vedere. Impresionantă prin faptul că aduce o tematică interesantă și anume aceea mitologiei și relației cu psihanaliza și psihoterapia și de asemenea impresionantă prin faptul că putem să simțim citind această carte studiul deosebit aflat în spatele ei, munca cu sine a autoarei care este de asemenea impresionantă și bogata experiență clinică în cabinet. Trebuie să subliniez faptul că, deși tematica este atât de complexă, nu te simți aruncat singur în profunzim citind această carte, iar modul în care autoarea reușește să scrie este unul foarte prietenos. Eu personal m-am simțit însoțită permanent de vocea autoarei în explorarea unor idei deosebit de profunde, în înțelegerea teoriilor noi psihanalize, care din punctul meu de vedere sunt de puțin cunoscute publicului și chiar și specialiștilor și mă refer la Bion, Groth, Stein, Lebovici. Nu este lucru ușor să studiez în singurătate acești autori așa încât însoțirea autoarei mi se pare foarte, foarte prețioasă. Cu ce am rezonat în această carte și mi se pare o idee foarte bună și frumoasă de adus în discuție este perspectiva umanizării prin psihoterapie și psihanaliză. Adică a integrării părților noastre și structurilor și modurilor de funcționare profund arhaice care pot să ascundă monștri. Iar aici mitul labirintului este simbolul absolut perfect definitoriu pentru acest mod de funcționare și în acest mod autoarea ne prezintă mitul labirintului al Minotaurului ca făcând parte din structura noastră profundă, internă, foarte conectată cu primele stadii de dezvoltare umană. O idee deosebit de valoroasă pe care am remarcat-o este și aceea de legată de terapeut care trebuie și este absolut necesar să se dezvolte permanent ca om și în astfel să poată să aibă deschiderea autentică și disponibilitatea față de propriul inconștient și față de inconștientul celor pe care îi însoțește. Ce mai apreciez eu este faptul că autoarea ne propune o abordare integratoare, fără să se agațe de o teorie și o tehnică în mod dogmatic și ne invită să studiem mai mult, să înțelegem mai mult ființa umană prin diverse moduri de abordare. Cartea se încheie, zic eu, într-un mod foarte util cu o parte dedicată tehnicilor de grup în tratarea traumelor individuale, dar și transgeneraționale și cred că această parte finală oferă profesioniștilor, dar și celor care beneficiază de psihoterapie, niște clarificări foarte bune privind modul de lucru și beneficiile pe care le pot avea oamenii în dezvoltarea lor prin tehnici psihanalitice de grup. Sper că v-am trezit interesul, este realmente o carte minunată și vă spun lectură plăcută.